Ei, bro, ai grijă la Adidas, că îi vrea Dana. Ți dau, Dana, ți dau. Sunt noi, nici nu i-a purtat. Stai că nu a fost pe fază, zice Cristi. Dogo, îi vreau eu. Nu pot să porți, mă, tu aia, 36. Am eu, 43. A, era cineva boss la noi, nu? Pe aici. Bebe, e închis. Deci nu mai e nimic. Ha? Nu știu. Uite, mă, boss, mă. Da, este boss aici. Am vrut să vadă că e numele lui pe aici. Salut, Tiberiu. I-am arătat lui boss, mă. N-a văzut nici el. Aici e mai nou. Bebe, aici e mai bine. Uite, mergem încolo. Miroase de verdeață, tu nu știu ce este. Ce e aici? Eu sunt. Laura vrea tricoul tău. Lumea, noi suntem acum la parada modei, știi? Hai să mergem încolo. Încolo. Vreau să... Deci Carla vrea Adidas și Laura vrea tricoul și blugii cine-i vrea? Ba da, Cristi, se aude. Babe, aici se închide, aici e nou și acolo e un mort nou. Opa, câini, e cineva, nu? Hai, nu e ok. Păi nici acolo nu e, nu e loc, iubire. Stai un pic, babe. Să coborăm mai încolo, un pic, și mergem acolo, în mijloc, dar unde nu e lumină, sau pe aici, să mergem. Păi da. Acolo parcă era mai... S-auzea mai tare, a zis acolo, Cristic. Și aici se mișcă mașinile, vezi, în spate? Acolo sunt mașini. N-are extensii. Mă duc să le zic că am o treabă și să închidă muzica. Ia închideți, mă, muzica. Opa! Bă, s-a oprit muzica, mă. Ha, ce tare! S-a oprit muzica, gata. Ce facem? Iar încep ăștia cu tobele. Nici nu știu ce să fac. Nu mai e niciun cimitir pe aici. Oare merge acolo? Dar e lumină, nu? Acolo. Chiar că Jasmine. Sunt în partea aia, încolo. Îi vedeți? Și de acolo se aude până aici. Ce facem, pui meu? Mergem încolo? Da. Hai, ia-o pe acolo.
Aici e și lumină. Mai încolo. Da, Tudose. Iar se aude. A început. Ce să fac, Laura? Că nu pot să mă duc să închid. Nu, e biserică. Bisericuță. Intrăm cât mai mult în întuneric, dar nu avem loc aici, zona asta e. Cu pomul ăsta ne așezăm aici, vei? Aici. Și facem ritualul. Și după aia ne plimbăm prin zona asta. Tu ai ăla la tine? Da. Sigur? Da. Arată-le la lume să vadă și ei. Ce? Apă. Este făcut de noi. Ia țineți lanterna atunci. Eu să mă apuc să scot de ritual. Ține și asta. Acolo în față se vede ceva. E. E bine? În față aici. Cred că se vede ceva. Sau mi se pare mie. A, nu, cred că e de la umbră. Încep să citesc? Da. Cu eu? Da, da. Se mai blochează? Ce? Da, e galben, mai închide ăsta. Gata. Ok, eu încep să fac ritualul. Tu stai aici cu ei și învărți. Să stricăm că e fumata de cineva în ăsta făcut. Păi nu, nu fac pe jos. O să citesc ritualul în mână și cu ăla mă plimb. Uh-huh. Da? Da. Și întoarce așa până în parte. Bună seara, bună seara. Aici? Da, imediat, stai, cred că a văzut ceva. Imediat, cred că a văzut ceva. Ey Allah ve Resul'un emir ve yasakları itaat eden mümin cinler, hanginiz bana hayır üzerine yardım ederseniz Allah da ona yardım etsin. Ey Allah ve Resul'un emir ve yasaklarını itaat eden mümin cinler, hanginiz bana hayır üzerine yardım ederseniz Allah da ona yardım etsin. Mă duc spre stânga acum. Ey Allah ve Resul'un emir ve yasaklarını itaat eden mümin cinler, hanginiz bana hayır üzerine yardım ederseniz Allah da ona yardım etsin.
Ce? Să facă lumea poze de aia. Bună seara, bună seara. Ul uhuie illei enna hystema neferen minnel gine fekalu inne seminan kurenen ageben. Jehtile rushi femenen bihi velen myshike birabina ehaden. Ve inne hu teale gjettu rabine metta hazi sahibiten vella veleden. Ve inne ky kjani kylu sehfiru Allahun setaten ve inna zenanen enlan. Te kylel insu vel gjinnu Allahi keziben. Ve ennehu kana ricalun minel insi. Ye üzünü biriktiyelin minel cina feze fezadehüm rehaken ve ennehüm zanne kema zannetüm ennen yebesevlü ehaden. Ve enne aldemensen semai fevecet nai mülliyet harasen şeydiden ve şüben ve enna. Künne maküdü minne makaldi ihselimin femmen yeseminden yecit tehürü şihaben rahasa saden. Ya safdiş, ya safdiş, ya safdiş, ya safdiş, ya safdiş, ya safdiş, ya elle. Ve yakala çabuk. Simişka çabuk. Tezdadu bi hasirran ve Allah sirüküm esselamun aleyküm eyyül el ervahut tahiret min cennil müminin. Acum trebuie să așteptăm și eu mă pun cu asta un pic. Ya bismillah. Yavaş yavaş. Pune ăla. De portofoliu. Am o apăsare, tu ai ceva? Un pic. Un pic. E bine așa? Gata, am dat două. Să încercăm să nu mai vorbim. Aude ceva, un zgomot aici, în partea asta. Și pe mine. Nu, nimic. Întoarce-te în partea asta, mai mult. Ce era aia? Insectele, nu știi că vin? Ah. Te-am înțebat? Nu știu ce dracu de aia. Nu știu.
Hai să mergem mai jos. Înainte. Să vede ceva acolo. Mai cheamă. Ia, Jin. Eu sar candele. Hai încoace. Ia, Jim! Eu sar candele. Ia, Jin! Göster kendini. Allah'ın ismiyle geldik buraya. Herhangi bir kötülük yapmak istemiyoruz sana. Nu, nu mi-e frică. Deja m-am enervat că nu vrea să arate cum trebuie. Da, Jim! Nu stai pe mine! Strigă-l, strigă-l că... Ia, Jin! Göster kendini! O să surprindă ei. Mă doare mâna, mă ține și tu, adică. Mă ține asta. Pe grup Tudose, dacă ai deja 3. S-a arătat lângă Ebru. Păi faceți poze, decât să scriem aici, vă rog eu mult. Faceți poze.
Ya cin! Göster kendini. Pe Instagram. Simți ceva? Nu, Dani, s-a stricat aparatul. Alaltă ieri s-a stricat. Băi, ce era? Ce e ăla de acolo? S-a dus o luminuță în sus. Era ceva aici. Nu ai văzut lumina? S-a ridicat? Și nu e nimic aici, nicio lumină. S-a ridicat așa din pământ, s-a dus până la floș. Să punem suportul? Să facem amândoi chestia aia, cum făceam la zis cu... Trebuie acolo, mai în față atunci. Facem împreună? Da, e nou ăla. Pe aici, pe undeva? Aici? Hă? Nu. O să scot imediat. Ține aici. Dă-mi mie lanterna.
Ia tu alea de jos. Oprește-le, zic. Oprește-le. Ai luat și aparatul? Nu, vreau să mergem acolo. Este un semn. Dacă nu este cineva, este un semn. Ai luat trei portofonul? Ia, Jin! Göster kendini! A fost un semn, a bătut în fier. Ei nu au auzit niciunul? Nu e nimic, nu? Și eu simt, doar că nu arată prezența. Dar ce a fost? S-a auzit la intrare, în partea aia. Da, într-un metal a dat. Și nu e nimeni pe stradă. Sau un cimitir. Ceva mai puternic, la ce te referi, Cristic? Nu, a lovit ceva. Dar nu știm ce. Adi, nu ne întreba așa ceva, că n-are rost. Mai bine uită-te pe live-urile noastre și pozele care s-au surprins. Și noi am simțit pe noi. Mhm, e acolo. Hai să vedem în spatele meu dacă e ceva. Poate vede lumea ceva. Denisa, vezi că spamez aici. Nu vede nimeni? Nu e nimic? E crucea aia neagră de acolo? Nu e.
Nu e cruce neagră. Ce? E alb. Nu e. E albă. Între ea e albă și lungă. Aici? Nu e nimic. Ai văzut ceva aici? Perfect, ia ține tu un pic. Da, da, ăla s-a auzit în partea cealaltă. Păi și? Ce înseamnă? Mai strigă. Ia, Gin! Gostar candine. Unde spate? Unde spate? Stai că s-a auzit chiar. Hai, bă. Strigă, strigă, că trebuie să apară. S-a auzit o poartă. Poartă? Dar nu cred că e pe nimeni. Nu știu, tot face semne de-astea, se aude. Ia. Oprește un pic lumina. Oprește. Dar nu cred că e nimeni. Mă duc eu înspre ușă. A văzut cineva. Da. Fix aici. Pune tu pe cameră în spatele tău, atunci. Eu. Ia. Niște pași. Hai. Ține pe tine și întoarce-te cu spatele. Nu, ține lanterna aici, uite. Vezi? Așa. Da, și te învăț ușor. Dar în partea asta. Vezi? Ușor. Nu pui. Ține lanterna. Așa. Așa? Exact așa, uite, vezi? Și ține așa camera. A, așa. Și te învârți ușor, încolo. Cineva acolo? Mai strigă. Ia, Gin! Göster kendini! Cine... Da, truznește, dar nu știm ce. Unde sus?
ține așa. Mulțumim, Flori, mulțumim. Nu se vede. Da. E o coroană. Ya cin! Göster kendini! Am auzit și noi pașii ăia și trăznet. Băi, noi nu ne-am uitat în sus. Perfect, o să ne uităm după aia, Tudose, nu acum. Se aude o respirație? Stai să aprindem ăla. Ține tu. Pentru că nu vor să se arate aici. Se aude, da, o respirație grea, zice Tudose. E grav că mă atacă în spate acum, am simțit. Instagram, Instagram. Nu te mai mișca, zice. Uite-l. Aici, 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 aici. Pași. Pași pe aici. Ebru e lângă mine, nu vă faceți griji. Unde? Aici? În față aici? Băi, e aici în jurul nostru, mă, se plimbă. Hai să mergem. Stai un pic, stai un pic să punem camera invers. Că vrea lumea să mă... Unde? Vulpe? Nu. Unde s-a dus? Nu îți face iubire. Hai. Mai dăm și noi tap-tap, vă rog, să ne mai ridicăm și noi, măcar cu atât, să ne ajutați și pe noi. Obiectivul văd că n-am atins. Știu, muzica n-avem cum să oprim, este în afară, încolo. Vei? Simți ceva? Mă rupe spatele. Iar? Ia,
Aici, aici, aici. Sus. Unde e? Vulpița? Da. Nu avem nicio treabă cu rucsacul. Onasi Sebi. Știu, știu, știu. Știu că e în spatele meu. Dar lumea zice că rucsacul greucică. Elena nu este, e lângă mine aici, Evro. Cum s-o las? Nu mai pleacă de lângă mine. Da, ca și cum deschide cineva poarta. Cum am deschis eu. Schimbă camera pe tine, ok. Deci mă rupe spate. Ei, stai lângă mine, unde te duci singur acolo? N-am nimic, știu că n-am nimic. Când o să vezi în poze, atunci o să-ți dai seama. S-a văzut ceva în spate, la crucea aia. Mamă, ce mă. Nu mai pot. Băi, simți ceva? Unde? Lasă-l, că fuge vulpea. Lasă-l acolo. Tu ai mai fost la noi, la Vinia. Da, sunt foarte răutăcios cu oameni ca tine, care are 20 și nu mai intri pe noi. Gata. Asta a mai fost la noi. Românescu, noi nu facem YouTube. Nu ne-ai înțeles pe noi ce vrem să facem. Dacă făceam YouTube doar, atunci aveam toate ce zici tu acolo cu infla la roșu și nu știu ce. Pe un live nu se va vedea, decât trebuie să-mi iau alte chestii să țin în față, cum țin lanterna. Scuze, Jasmine, scuze. Ia, Gin! Arată-te!
S-a auzit o piatră sau ceva. Ei, nu? Dar n-a auzit nimeni? Deci aici s-a auzit. S-a auzit? Băi, e ceva care ne aruncă cu ceva și merge pe aici. Mulțumim, Flori, mulțumim. Dar ai văzut cum a alergat? Și nu era vulpița. Vulpița nu e aici. Aici. Da, aici s-a auzit. Exact, Ileana, se poate întruchipa chiar. Ai bună dreptate. Băi, nu mai puteai să mergem până la mașină, că vreau să chiar încarc și telefonul ăsta. Unde? Știu, acolo, în zona aia s-a auzit. Era lângă noi. Aici. Onassis, chemăm demonii. E ok? Am făcut ritual, am făcut de toate. Nu se arată așa repede, că vrem noi. Uite-l, uite-l. E în spate la alea, acolo. Ia, Jin! Arată-te! Vulpea s-a dus în jos, încolo. Flori, îți mulțumim foarte mult. Mulțumim că ne-ai ajuns pentru obiectiv. Tot se aude. Cei care au căștile, cred că aud și sigur. Ia stai, dă-te un pic să mă duc eu până în spate acolo. Să vedem ce e. Băi, ce e aia, mă? Bebe, nu e aici. E după gard. Da, e după gard. Oare se arată cu fața aici? M-am împiedicat de ceva. Ce faci? Vrei să urci sus? Vezi? Ai grijă. Vei? Ce e aici, mă? Băi! Un fel de pădure, da. Ce băiat vorbește, mă, ăsta, mă? Bă, despre ce vorbește, mă? E un băiat cu el, care e cu el. Care băiat e? Da, e. O să-i dau eu băiatul, imediat. Hai, mergem, băt. Hai până la mașină, că vreau să fumez o țigară, că nu mai pot. Dani, termină cu ăla, omul ăla. Te rog frumos. Că nu mai avem nicio treabă cu ăla. Hai, până la mașină. Tot zice de acel om. Păi? Noi n-am închis ușa aia? Poarta? Nu cred. Nu? Parcă am închis, așa știu. Fabian,
Da, mai stăm, mai stăm. Fabian. Da, trebuie să-i lăsăm să ne zică orice oamenii ăștia. Mie nu mi se pare ok. Chit că le dau mut, chit că le dau bloc, chit că nu știu ce. Nu e ok să le las să-mi zică orice vor ei. Dar nu mă interesează, dacă nu vreau să se ducă pe alte live-uri, de ce intră pe live-ul meu? Ia uite altul, salut, ești nou în domeniu. Dar nu e vorba, Monica, de tap-tap, tu nu vezi oamenii? Că sunt nou în domeniu. Dacă ai fi știut o... Mulțumim, Flori, mulțumim mult. Da, nu știu, cred că o să... Știi ce fac? Închidem chat-ul. Nu ne ia, nu ne ia. Ne trece. Cred că mai bine așa, ca să mă ocup strict de treaba mea, știi? Da, o să pun, cred că doar pentru abonați, să poată să scrie, cum fac și alții. Poate să stea și cine vrea, cine nu. Știu, Daniel, dar noi asta facem. Noi nu facem fake-uri. Da, Laura, da. Mulțumim, Alex. Exact, Cristi, asta o să fac. Mai degrabă. Lumină. E o luminiță. Nu e nimic. M-am uitat că n-am uitat. O să le vedem, Tudose. Mulțumim foarte mult. Nu, o să punem chat-ul doar pentru abonați mai bine, decât să stau să închid tot chat-ul. Așa e mai bine. Noi ne chinuim, ne ajungem atâția kilometri, mergem atâta locuri și... Ba, că suntem da, noi în domeniu. Da, ai dreptate. Îl am pe capul meu? Nu ai probleme, că îl dau eu jos. Ia. Iubire, iar ieși așa? Miezule. Mulțumim, mulțumim. Ce-ai văzut acolo? Ei, o fi vulpița care a fugit din partea cealaltă. Mulțumim, Andrei, nu-i problemă. Salut, Julian, mulțumim. Mamă, ce durere am. Toi, cap? Cap, un pic. Un pic? Da, nu știu ce a fost cu zgomotul ăla. Nu, nicio. E o pădure. Tudose? Tudose, mai e pe aici? Nu, nu neapărat în pădurea aia. Între crucile alea. Aia da. Fumul. De la tine vine. N-avem nicio treabă. Dar ai zis tu ceva acolo cu să nu înaintăm sau ce ai zis tu?
aia ce e din față, o vâlpiță sau e... Unde? Cred că aia e vâlpiță. Nu știu ce a zis atunci Tudose de pădure, pădurici sau ce n-ai voi acolo, nu știu. Să nu mergem? Mai intrăm, da, nu? Da, mai intrăm. Mai intrăm, mai intrăm. Nu știu ce e acolo, oricum era deasă, nu poți să mergi acolo, din ce am văzut. Iar se aude? Da. Mulțumim foarte mult, oameni. Intrăm acum să punem și noi țigările astea și... Să nu se mai vadă fumul. Da, s-a oprit acum muzica. Avem protecție, am făcut-o nouă, Tudose. Nu, este lumina aia. E lumina, e lumina. Dă-i drumul acasă. Alt. Ileana. Ileana, vino cu noi. Tudose, avem o protecție nouă și mai avem și pe cealaltă. Inclusiv Corana. Nu știu, Daniel, o să mergem și acolo, dar acolo trebuie să stăm. Nu putem să mergem și să mă întorc pe o grămadă de kilometri. O să vedem când. Măcar a surprins ceva? Cei care sunt de pe chat? Poze ceva? Aoleu, am și uitat să punem la încărcat telefon. Am încărcat bateria la greu. Mulțumim, Alex. Sunt de capul lor, Tudose. Adică sunt poze frumoase. Hei, mulțumim, Dana! Mulțumim, Dana, mulțumim! Am oprit lumina ca să nu se vadă fumul ăsta în continuu, că na, bate și de acolo și de aici. O să găsim locația unde este semnal, că nu putem să mergem, că așa avem și noi locuri aici. Perfect, Andreea! Opa, în spatele lui Ebru, Dana? Hei, Dana, mulțumim! Mulțumim! Dogul, pe capul lui Ebru era o lumină violet. Cum violet? Păi asta a surprins Tudose, zicea, aura. Nu, mov, a zis. Nu știu pe unde este, vulpița plecase. Trebuie să mai stăm un pic să se încarce cu un pic telefonul ăsta. Era un cerc mov pe capul tău. Toată lumea zice. Tare. Și domnul Tudose a surprins poza. Ah, da? Păi nu, nu să fie mov. Elena, avem acolo, o să vedeți, în poze era o aură mov violetă, o să vedeți voi. Tare! Mov violet tot aia e. Așa e, Monica, da. Bună, da, bună, Mihaela. Vrei să vii tu cu noi? Așa se umblă după potcoavele de cai morți. Cristina, uite-te puțin la ea. Mai e și femeie în vârstă. Mai e și femeie. Așa pare. Așa pare, da. Ce... Da, e de bine. Am trimis-o pe Telegram. Abia aștept să ne uităm.
Ia, stați un pic aici, rămâneți un pic să mă uit aici. Perfect, Ștefania. Oricum, lumea ne mai trimite poze, n-am putut să văd exact care poză e. Tudose, mai dă-ne și nou un replay sau ceva, un din aia, ultima chestie, știi, să vedem și noi. Adriana sau Cristi? Dă-ne un replay ceva cu poza aia ca să vedem. Bună, bună, Oana. Și vă mulțumim foarte mult că ne ajutați cu obiectivul ăsta. Pentru noi e. N-ai pierdut nimic, Oana. O să mai intrăm din nou. Mai așteptăm un pic să se încarce un pic telefonul și imediat. Păi așa mergem, Daniele. Intri pe grupul nostru. Aveți link-ul acolo și la Adriana, și la Cristi, și la moderatorii noștri. De unde știi, Valentina? Un pic, da. Păi așa se face, Daniele, da, na. Nu la Hoia Baciu, mergem și în alte locații. Ne-ai dat, Tudose? Chiar nu știu ce e. Acum am văzut poza. E wow. Mai stăm 10 minute și intrăm, da? Ia uite, cine știe, știe, din Daniel. Ține un pic că eu aud voce mici. Cristi, uite, vrea și Alexandra pe grup. Cristi, Adriana, uite. Da, cred că este ceva de bine aura aia, violet, nu? Da. Bună, bună. Protecția pe care aia care am făcut-o noi. O să citesc acolo în forum. Mulțumim, mulțumim. Dar dacă ai observat, când ne-am așezat noi doi jos. Da. Așa e, Tudose? Când ne-am așezat amândoi jos și ne-am rugat acolo niște rugăciuni și atunci a apărut lumina aia mov, nu? Era și deasupra ta și deasupra mea. Păi, era în două, da, părți. Era la tine mai mult, pe partea ta venea. Ne răspunde acum, Tudos. E flacăra violet ce vă poți încă protecție, flacăra Saint-Germain. Da, exact acolo când eram jos. Wow, mișto! Hai mai ai iubire. Stai alte în cimitir, în cimitir. Nu mai spuneți prea mult de flacăra aia violet. Mulțumim, Dana, că o să vrea și Cristi după aia. Am visat azi dimineață protecția pe care, morală pe care o avem și ceva îmi spune, da, mergem. Și ceva îmi spune că eram foarte epuizată, foarte slăbită.
Nu, nu. Nu vrea nimeni. Ce vrei și tu, Cristi? El e Cristic. Cristic. Cristic vrea ultraviolete. Bună seara, Cristina. Să citim despre aura asta. Ok. Dar niciodată nu mi-a apărut așa. Dar tu nu vezi cât de clar se vede? Și eu nu pot să pun aici ca să le arăt. E pe tine. Măcar e pe tine, puiul meu. Nu e și pe mine. Asta e. Mergem în 5 minute, intrăm. Mai dați și voi acolo tap-tap, vă rog. Da. Totul se e de bine. Aura vele, cred că era protez, că intră prin... Exact, Ileana. Mulțumim, Daniel. Da. Păi și unde mergem? Unde mergem cu trenul? Daniele. Mergem la Hoia? Mulțumim. Oh, mulțumim, Adi. Da, nu e în apropiere, e mai departe, dar se aude că e liber pe aici. E... Mergem, Daniele. Nu vă mai... Fie frică că n-are rost. Da, posibil. Posibil. Mulțumim Adi. Mulțumim, Oana. Măcar vă mulțumim că apreciați munca noastră. Da, și că sunteți alături de noi. Exact. Asta contează. Sunteți alături de noi. Aproximativ seară de seară. Doar că am avut și noi probleme cu echipamentele, dar o să revenim. Bună seara, Ana. Trei telefoane ni s-au stricat până acum. Unul s-a spart, s-a făcut țândăr. Ce vrei și tu, Cristi? Ce vrei și tu? Da, Tudose, mulțumim. O să mă uit, o să ne uităm. El vrea aura. Vrea violet. Noi n-avem lanternă. Vreau violet. Mulțumim, Cristic. Mulțumim, Cristic. Și noi vă respectăm, și noi vă respectăm. Ăsta n-are nici oameni. Și mai și vorbește unul. Thank you.
Hai că intrăm în 3 minute, mai dăm și noi tap-tap? N-am făcut nici 200 de mii. Da, Ted, exact. Mulțumim, mulțumim. Cum vrei tu, Ionuț? Nu mai ieși, Ionuț, că oricum te duci și te uiți din spate, așa că stai aici. Ai, dacă leșinezi... De ce e supărat, Mădălin? Vai, Dana, așa ceva te duci? Foc. Mai strigi, să se mai arate. Nu m-am uitat azi, l-am ascultat pe Cristi. Opa, iauz. Dana se duce la mare. Vai. Mulțumim, Daniel. Dar crede-mă că o să vezi și mai multe. Chiar că Dana... Vezi că și mie mi s-a întâmplat, Mădălin, să fac o poză și să nu mai găsesc. Da, Gabriel. Îmi spuneți din nou Evans. Evans! Pune mâna pe dreapta pe pagina. De la atac. Nu îți spun eu unde să te duci în Constanța. Mulțumim, Gabriel, mulțumim. A, dacă faci asta, Dana, îți dau mut. Ai, mă, Laura, cum ai făcut așa ceva? Elena, tu nu ești pe grupul nostru? Au trimis o grămadă de lume. Vede? Da, trebuie să facem evidențiere, Dana și Evans, că altfel răspund la un nou. Dana, busul... Păi iar mă faceți rău, mă, pe mine, deci numai eu sunt rău? Adică tu îmi pui poze cu Constanța ca... și cu baclava? Nu, nu, nu îi dăm lui Dana. Evans, tu nici tu nu ești pe grupul nostru Telegram. Adi, cine nu s-a înscris acolo? Adi, intră pe profilul lui Cristi Grey, moderatorul, și acolo ai un link. Haideți să intrăm din nou. Bună seara, ezoteric. Zi unde în Constanța. E, nu-ți mai zic, că m-ai făcut și rău și eu sunt de toate. Mulțumesc foarte mult. După ce că mă fac haterii rău, m-ai făcut și tu, Dana, nu mă așteptam așa. Nu te iert fără un trenuleț. Cam pretențios. Hai, m-am cerut și un tren, mă, să mă duc la gară. Nu, Dana, nu. Nu. Îmi pare rău pentru tine. Adică ea mă face pe mine... Ea zice, ia vezi ce zice, hai că iar ești rău, dar eu te iubesc așa. Mulțumim și noi, și noi vă iubim. Ce vrei și tu, Cristi, și tu vrei? El repede, vrea de toate. Tu vrei de toate, nu-i nimic, nu mai prinde de tine. Ia, ăla de unde a apărut? Opa, opa. De unde a apărut câinele ăla? Băi... Hai, lăsă că nu-i gura de el. Păi da, da, uite-te, deci nu era. Da, dar nu știu cum. De unde a venit? Că poarta era închisă. Na. Și ce crezi că face? S-a potolit. Ia, dă-mi încoace. Ține tu ăla. Știi, ce-a scris tu, dă-se Nicușor.
Hei, gata, am schimbat camera. Lorena, mulțumim. N-ai cum să primești tu Ionuț. Toată lumea vrea câte ceva, mă. El vrea avionul, mă. Hai, aprinde. Evans și Dana. Nu, Dana, nu. Nu zic unde e locația. Și o să te duci să mănânci baclava din alea fake-uri. Dacă vrei să mănânci ceva bun, moa, eu știu unde e. Hai că venim și noi atunci. Muzică, iar. Gabriel, îți mulțumim foarte mult, dar dacă scrii așa în continuu, se numește spam și nu e ok. Ok, hai să observ ceva? S-au stins luminile aici. Vezi? Strigă-l. Toată lumea vrea să-l strig. Hai. 1, 2, 3 și... Ia, Jin! Gösterken dine! Ia, bismillahirrahmanirrahim. Eûzu billahi min şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul eûzu bi rabbin nas yevnikin nas ilayin nas min şerri vesvesi hannas ellezî vesvese fî sudurin nas min el cinneti ven nas. Dă-mi el. Dă și asta, iubire. Ține-mă pe mine. Înțeleg toate limbile. Și nu e turcă, este în arabă. Cum este scris... Elena, noi suntem musulmani. Elena, ai mai zis ceva și am tăcut. Mulțumim, dar nu e ok. Știu că nu e, dar nu e ok, nu avem voie noi să spunem. Am pus, dar mi-a trecut. Mulțumim, Elena, mulțumim. S-au stins luminile, da, exact. Mulțumim! Ia, Jin! Göster kendini! La havle ve la kuvvete illa billahi l-azim. La havle ve la kuvvete illa billahi l-azim. La havle ve la kuvvete illa billahi l-azim. Încerc, Denisa. Încerc să mișc mai încet. Cât pot. Cuvete la ebila el azim. Baby, ia ține un pic telefonul ăsta, că vreau să schimb bateriile astea un pic. Să vadă lumea că totuși e întuneric. Ce întrebări de baraj. Băi, de ce nu se deschide asta?
seara, bună seara. Mulțumim, mulțumim. Ce? Am schimbat bateriile. Acum se vede mai bine, nu? Uh-huh. Nici nu trebuie foarte multă lumină. Exact, nu avem cum până și... Ușor. Poate mai sub. Ia, Agin! Eu starkendene! Aici strigăm pe demon. Corect, Gabriel, fiecare cu credința lui. Acolo pe gard se vede ceva. E ceva? Iar aruncă ceva. Babe, întoarce-te în partea asta. Aici, ușor. S-a auzit ceva aici. Asta e fierul? Nu, se aude și muzica, da. Da, asta. S-a auzit aici. Cristi, aveți grijă, o arunca cu piatră. Da, s-a auzit fierul și în partea cealaltă. Da, la ușă. Atunci. La ușă, încolo. Hai să mergem mai în față, să mai strig acolo. Unde s-a văzut o umbră? Unde, 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 unde? Noi suntem unul lângă altul, suntem lipiți. Eu țin lanterna asta și soția ține telefonul. Ia, filmează-mă tu pe mine, să merg eu mai în față așa. Voci? Să nu fie ceva acolo. Cum putem ajunge da, acolo? Da, nu, cred că e o fitră. Să aude și muzică și acolo. Cum putem ajunge acolo? Sau se aude din partea cealaltă? Nu. Oare muzica face eco? Nu, cumva. Ia. Uite, uite, uite. Ce s-a auzit? Ceva s-a auzit acolo. Hai să mă duc acolo? Hai să mergem acolo. Păi tu te duci în față? Păi de ce are? Ușor, 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 ușor. Scuze de poezie. Păi aici. S-a auzit ceva aici, dar nu știu ce s-a auzit. Babe, nu acolo. Acolo e nasol. Uite-te cum arată. Dar nu se vede nimic. Fii atent ce pădureasă. E pădurice asta, nu știu ce e. Nu e nimeni. Acum nu se mai aude nimic. Nu e nimeni, nu e nimeni aici. În cimitirul ăsta și aici, uitați-vă cum arată, ce să fie aici. Asta de la frunză. Da, aici sunt un fel de gunoaie, nu știu. Hai. Ce... Mergi pe aici, ușor. Vezi pe unde calci. Pui. Dă-te jos. Pum, pum, pum. Bă, dar ce tare s-a auzit, a aruncat ceva, ce? Ia, ia taci. Nu bate vântul, ce se aude? Nu bate vântul, ce se aude? Ia, Agin! Arată-te! Da, e da, un vuiet. Vuiet, dar nu bate niciun pic de vânt. Ia, 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 stai un pic. Voi auziți în căști? Bebe, tu vezi unde se aude? Uite acolo. Încolo. Dar ce se aude? Că nu bate, știi, la vânt se aude așa, de obicei. Ia bine, ia bine. Și aici parcă este mai frig.
Babe, vrei să mergem acolo? În partea aia? Mergem, da. În partea... Da. Mergem, dar ce e pădurea asta, nu? Ia, hai să ieșim afară și mergem acolo, să vedem dacă putem intra în jos. Sunt curios ce... Nu, muzica, da, muzica se aude în partea cealaltă. Uite-l. Uite-l aici. Mai sunt unii aici, în partea aia. Mai sunt și în partea aia, da, oameni. Probabil că au case mai încolo, aia. Bă, dar ce a aruncat așa cu piatra aia, așa? Nu, dar s-a auzit și în partea cealaltă. S-a auzit și în partea cealaltă și pus scârțitorul atunci la poartă. Dar uite că noi am intrat și n-am verificat să vedem dacă scârție poarta. Da, hai că ieșim acum. Lumea se duce mașinile, dacă ai observat din urmă, încoace, uite. Vezi? Da. Am văzut că stau eu încoace. Lăsă lanterna în jos. E închisă lanterna. Și mergem în partea aia, nu? Mhm. Dar ce-i cu vuietul? Dar nu știu ce se auzea și peste gard acolo, fâșnitul ăla. O fi animat de ceva? Nu, nu. Nu era niciun animal. Ia. Vine și câinele ăla. S-a trezit și ăla. S-a trezit din somn? Ia de mie. Cai copac. Ce? Gabriela, nu mai avem cum să punem acum programul, aplicația. Ia, încearcă ușa. Poarta. Da. Hai. Au început să vină mai mult? Nu. Păi mergem cu mașina, merg pe jos. Avem grijă. S-a auzit acolo un vuiet. Da, nu bate deloc. Dar nu știm ce e aici. Încoace e întuneric beza. Bună seara, bună seara. Hai să vedem aici dacă putem intra. Și acum nu se mai aude. Vuietul. N-avem unde intra? Pe aici, cred că. Ha? Hai să vedem. Oare merge pe aici? E o intrare aici. E o intrare pentru pitici. Ce zice? Da. Păi și cum intrăm aici? A, nu. A, nu. Da, te duce în râpă. Nu. Tengo de miedo. Ce e acolo? E un drum? Hai să vedem.
Vei? Nu, la turci nu apureau și în zonele astea? Uite cum se vede. Wow, ce tare se vede zona asta. Câmp. Da. Mamă, ce m-aș fi dus acolo sus. Dar n-am cum să trec pe aici. Tu nu vezi ce, ce sunt astea? Bălării? Uite-te. N-ai cum. Hai, să vedem aici. Mamă, dar ce e încolo oare? E întuneric beznă acolo și... Aici e un drum, nu? Mai bine veneam cu mașina. Băi! Stai să aprind cealaltă... Ține-tul ăsta. Ține așa telefonul. Se aude ceva, știu. Stai un pic. Să aprindem lumina, lanterna care face ziua. Să vadă lumea, că zice că nu avem lanternă, dar nu avem cum să mergem cu lanterna. Ia, ia, ia să vadă ochiul meu. Wow! Da, e un drum. E un drum, bă! Ceva părăsit pe aici, pe drumul ăsta? Cred că da. Hai să mergem la mașină, repede. Babe! Wow! O luăm un pic încolo să vedem dacă sunt ceva? O luăm, o luăm. Dacă nu, ieșim pe partea aia, nu? Uh-huh. Cred că este un drum. Ce? Să ieșim pe partea aia în cazul în care nu e nimic, nu? Bebe, a aruncat cu ceva. Ține acolo, ține acolo. Vezi că a aruncat după noi. Tu n-ai auzit? Ce-i de pe ceas? Atentă. Și nu era nimic, adinor. S-a dat să aude ceva acum. Auziți și voi, care aveți căștile? Băi, s-a auzit ca și cum un lemn, nu piatră. Ia, hai la mașină, repede. Nu, nu, trebuie să intrăm acolo, în drumul ăla. E foarte creepy. Se poate, da, să fie din cimitir, să fie dus. Nu e, nu e, e alt drum. Ia, am și... Batură. Alina, dacă ai surprins, trimite... Pe Instagram, pe Instagram. Grupul Telegram, pe... Moderatorii noștri vă ajută. Fără grijă. Mă jur că am auzit în spate acolo aruncat cu ceva. Nu am fost atent. Ce mi-ai zis? Tu vorbeai? Auzit, da, da, cred că vorbeam. De-aia. Mai dăm și noi tap-tap, vă rog. Vedeți că riscăm tot. Am căști. Riscăm multe. Un tap-tap și un obiectiv, dacă ne ajutați și pe noi, ar fi super. De ce când am intrat noi în cimitirul ăsta, era închis lumina și acum s-a aprins? S-a aprins, nu? Da. Obiectivul nostru e pentru noi, să ne ajutați și pe noi. Unde e Mihaela exact? Măcar de ne-ar atrage să vedem și noi, nu? Dacă tot... La un cimitir. Acolo unde ați spus. Acolo, acolo mergem. Mihaela, acolo mergem. Bună seara, bună seara. Mai bine îl pui aici, ca să vadă ei în cazul în care e astăzi, să facă cum poate. Da, altfel n-am cum să... Că mergem pe drumul ăla. Așa, avem... Thank you.
Eu mă jur că a aruncat cu ceva, uite-l aici. Dar nu, că după aia am auzit și eu niște pași. Ia, 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 ia. Ia să vadă ochiul meu. Mergem încet, încercăm să mergem încet, dar de ce apare bara asta, suportul? O să se miște un pic. Vieții. N-am ce să fac. Mamă, nu mai e baterie. Iar ne-am mâncat de baterie. Observ, e roșu. Stați un pic să pun la încărcat. La 100? Atât de mult ne-am mâncat? Ne-am mâncat bateria așa repede. Aici, pe drumul ăsta, ne-a aruncat cu ceva. Wow, cum arată în stânga. E ceață? Nu e nimeni, nu e nimeni aici. Cine să stea în beznă asta? Mai ales la ora 2 și 20. Nu știe nimeni. Tengo de miedo. Ia, stingem luminile ca să vedeți și voi ce înseamnă. Vedeți ce întuneric e? Se vede? Se aud niște pași în partea asta. Unde? În partea asta. Când am fi luminile. Să aud pași la tine acolo? Voi ați auzit că... Ia stinge, lasă mașina. Să vadă și aici cum arată. E o... Cum se numește chestia asta așa? Tarla, nu? Da. Acum se aude aici. Și acum se aude și aici. Hai mă, că e lângă noi. Gata. Nu o blocăm și trebuie. Cine să fie? Decât aia. Pentru ce să blochez, mă? Eu vreau să văd ce e aici, în față. Sunete ciudate, știu, da. Știm, știm foarte bine, dar nu știu unde duce drumul ăsta. Tu observi? Ce naiba să fac? Să parchez aici și să coborăm? Ce se vede în față? E ceva acolo în față? Se vede ceva? Da, nu știu ce este. Și acum se vede și o luminiță în față. Dar ce e ăla? Eu nu pot să întorc aici, știi, nu? Nu știu ce este. Ei nu știu cum văd. Stai să băgăm lanterna. Băi, se vede ceva. Vine ceva încoa cu ochi sticloși, vezi? Când se pierde, când nu știu dacă îi văd. Pe partea ta vine. O fi vreun animal? Nu se vede. Se vede iarăși, vezi? Partea ta este. Eu? Uite-ți cum am dat partea asta. Se vede o mașină veche. Unde? În față. Se vede aici. N-ai lanterna la tine? Acum s-a luminat acolo în față, iubire? Da.
Dar tu observi că parcă e o lumină mai mare acum? Băi, hai să mergem până acolo. Acum aprinde. Aici mai ales se cheamă. E întuneric beznă. Da, e o mașină sau o remorcă. Opa! Ce e asta, mă? Băi, ce e ăla? Câine sau vulpe? Sau ce-o fi asta? Ăla sticlea așa ochii. Ăla venea, nu? Spre noi. Acolo câine. Este barieră, nu poți să treci, cred. Te să întorci, vezi? Da, e barieră. Gata, am văzut acum. Păi să nu calci câinele ăsta. Nu îl calc. Sărat. Nu, că nu te calcă, mă. Nu, e fricos el așa. Trebuia să se sperie să fugă. Dar el nu fuge. Bebe, eu cobor aici, așa. În mijloc. Uite aici, fix aici cobor. Eu cobor aici și fac chemarea. Bine. Ai auzit? Bine. Tu stai aici în mașină. Nu face nimic în ea. Noi facem incantanția corectă, doar că ei nu se arată așa de ușor. În Turcia nu se cheamă nici cu lumânări, nici cu brichetă, doar cu o rugăciune specială pentru ei. Radin! Răsește-ne!
Ce e acolo? Dacă se aud niște pași. Ține, 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 dă lanterna aia mea, a ta. Am auzit pași. A început vântul tare de tot. Se aude? Băi, vântul nu bătea. Uitați-vă că nu. Bate vântul rău. Tu ești bine? Da. Tu vezi că bate, a început să bată vântul? Bate rău de tot vântul, uite-l. Nu bătea. Când l-am strigat eu. Câinele ăsta stă aici. Câinele ăsta stă în mijlocul străzii acum și se uită la mine. Negru. Uitați-vă cum bate vântul, măi. Ia. Faceți poze. Mamă, ce bate vântul! Nu, ne-a terminat bateria. Ne-a murit bateria. Zicea cineva de scenă aici, că pregătim scena, nu știu ce... Da, e un... E un frustrat, i-a dat, uite, Alexandra. Nu este rănit, nu, nu. Pur și simplu s-a dus de tot bateria. Ne-a murit bateria de tot. Nu știu, ca niciodată ne-a terminat. Plecăm că nu vrem să mai avem niște... E de râs, nu? Dacă ne mușca câinele Valentin. Da, Valentino. Nume de scenă. Ce să mai zic? Nu mai zic nimic, că deja încep să mă enerveze. Oameni frustrați, știi? N-au nicio... Dumnezeu. Crocodil pierdut ăla. Nu, plecăm de aici că ne-a distrus aici un pic. S-a închis și live-ul, s-a închis tot. Nu, trebuie să vă dați seama că este ori se termină bateria, ori avem probleme, alte cauze, asta înseamnă să mergem cu 15 telefoane după noi. Ne-a sub energia. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mulțumim.